Timișorenii vor putea decide prin vot cum se vor cheltui cei 4 milioane de lei pe care Primăria Timișoara îi pune la dispoziție pentru proiecte care să schimbe atât fața orașului, dar care să aducă și un plus valoare traiului timișorenilor. 4 milioane de lei alocăm pentru proiecte care contribuie la transformarea în bine a comunității în 8 zone ale orașului, bani pe care voi puteți decide prin vot cum îi folosim. În 4 aprilie de la ora 17 vă aștept în sala de Consiliu a Primăriei pentru a dezbate regulamentul pentru ediția 2024 a programului. Bugetare participativă înseamnă ideile voastre, votul vostru, banii de la bugetul local și implementarea de către primărie. Proiectele propuse nu trebuie să fie foarte complexe sau elaborate, dar trebuie să fie votate de către timișoreni. O administrație despre timișoreni și nevoile lor, nu despre conducătorii lor, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.